is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. Nața, bună dimineața! Country roads, take me home. Sună bine melodia asta, însă îi găsesc un mesaj mult mai profund. Iată că de 5 ani, prin intermediul emisiunii România văzută din tractor, vă duc pe drumuri de țară. Vă invit în fermele celor care produc hrană, vă fac cunoștință cu antreprenorii care au curajul să muncească nu doar pentru ei, ci și pentru ceilalți. Fac asta pentru a transforma nepăsarea, indiferența, într-o conștiință mai profundă, care ar putea schimba din temelii o țară întreagă. Country roads, take me home to the place I belong. An de an, sezon cu sezon, am arătat diverse părți ale țării cu oamenii ei, ca o invitație de a vedea și înțelege valoarea rădăcinilor noastre și a produselor realizate de români. Fiecare familie a plecat de undeva, dintr-un sat. Fiecare om pune zilnic pe masă cel puțin un produs realizat de mâna unui fermier. Iar acest lucru ar trebui să nască și un sentiment de recunoștință pentru cei care trudesc pământul și în folosul nostru. Așa cum alte state țin cu dinții de brandurile lor, e timpul, ca și România, să-și întoarcă fața spre cei care cu greu încearcă să reziste pe piață. E simplu să vii de la lucru și să arunci în coșul de cumpărături orice pentru a spotoli foamea, însă este esențial pentru toată societatea dacă ai ales produse românești. Banii tăi se vor întoarce în educație, drumuri, sănătate, un trai mai bun pentru toți. Până nu vom înțelege acest lucru, vom bate pasul pe loc și nu vom înțelege de ce. Hei, Nața, bună dimineața! Încheiem sezonul 5, România văzută din tractor. Un sezon cu de toate, exact așa, șaorma cu de toate a fost acest sezon 5, pe care eu l-am petrecut în 7 județe. Vă mai amintiți? Telorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Prahova și Ilfov. E acțiune multă în spatele meu, se descarcă orzul în ferma în care ne aflăm. Sunt în cel de-al 39-lea tractor pe care eu l-am condus în acest sezon. Practic, hai să vorbim de cifre. 7 săptămâni de traseu, asta a însemnat 46 de zile, 39 de tractoare conduse, o autopropulsată și o combină. Cam așa arată cifrele din experiența mea a acestui sezon. Și, practic, după această filmare spun stop joc, să vină vacanța. Abia aștept, așteptam momentul ăsta, pentru că gândiți-vă că n-am avut parte de nicio zi liberă. Dar se pare că atunci când ești pasionat de ceea ce faci, nu prea simți că muncești. Dar uite că am dus-o, am dus-o pe picioare, 7 săptămâni, fără pauză, pentru că și sâmbătă am filmat, iar duminica făceam montajul rezumatelor, pe care sper că le-ați văzut. Dacă nu le-ați urmărit, vă invit să o faceți. Veți vedea cam care au fost subiectele, fermele pe care eu le-am vizitat în fiecare județ. Gata, e cazul să vorbesc și despre Ilfov. Să știți că în Ilfov am avut parte de puține subiecte, doar 6 față de 12 cât ar fi trebuit. Asta pentru că e perioada vacanțelor, oamenii își mai schimbă programul. Asta e, am ajuns să nu mai plâng, să nu mai supăr, să nu mai frustreze schimbările de program. Vă mai amintiți că am vorbit despre
momentele în care lucrurile se schimbă din mers. Până la urmă, să se bucure cei care au înțeles faptul că opriile mele în fermă reprezintă o oportunitate de promovare pentru ei. Cine nu a fost disponibil, nu și-a dorit întâlnirea cu mine, zic eu că au avut de pierdut. Fiecare contabilizează cum vrea. Un sezon 5 plin de provocări, le știți deja dacă ați urmărit rezumatele săptămânilor petrecute în traseu, dar să vă spun cum se vede România din partea asta de țară și o să apelez la vorbele fermierilor, pentru că așa este înțelept din partea unui jurnalist. Poate mai puțin contează opinia mea sau o să vă spun și pe a mea la final. Fermierii spun așa: România este o țară fantastic de frumoasă, o țară minunată, o țară care are absolut tot ce își poate dori din punct de vedere al formelor de relief, al resurselor de care dispune. Dar o țară în care oamenii ar trebui să-și schimbe mentalitatea, în care oamenii ar trebui să fie mult mai serioși, să muncească cu mai multă responsabilitate, să se bucure de ceea ce fac, să investească în țara asta cu suflet. Am mai auzit din partea fermierilor o remarcă: țara asta este prea mult furată, țara asta este plină de trădători, la toate nivelurile, de la mic la mare. Ce ne facem cu toate problemele astea care țin de oameni? Gândiți-vă că dacă țara asta ar avea un management așa cum este condusă orice companie, acel management ar trebui să disponibilizeze pe toată lumea. Practic, toți cei care nu sunt în stare să gospodărească această țară ar trebui să plece, să plece singur. Nu vreți să munceți, nu vreți să stați aici, nu vreți să creșteți în această țară, nu mai stați aici, mergeți în altă parte. Mă gândesc că țara asta are nevoie de sânge proaspăt, are nevoie de oameni ok, are nevoie de oameni responsabili, are nevoie de viziune, de strategie. Hai să facem, să tragem în aceeași direcție. Nu se întâmplă treaba asta. Ba mai mult, dacă stai să-i asculți pe fermieri, toți vorbesc despre faptul că nu poți accesa fonduri europene foarte ușor, nu sprijinim domeniile prioritare, cum este și agricultura de altfel, nu sprijinim cu adevărat tinerii. Nu. Sunt programe, dar în mod real, să simt, să vibreze țara asta de tineri dornici care vor să vină să investească în agricultură, nu, pentru că nu sunt niște programe coerente. Totul este făcut disproporționat sau fără coerență între programele care sunt derulate la nivelul României pe diverse paliere, pe diverse sectoare. Ar trebui să existe o coeziune, să existe un liant și toată țesătura asta să se miște în aceeași direcție. Dar din păcate, la noi fiecare domeniu trage într-o direcție sau alta, smulge din bugetul statului niște sume. Pare că totul este haotic. Ideea este că România are nevoie de viziune și de strategie. Am întrebat fermierii care sunt cele 3 măsuri pe care le-ați lua, care ar fi prioritățile pentru următoarea perioadă, pentru următorii 5-10 ani. Evident, pentru mulți dintre ei, educația, agricultura, infrastructura, cam astea au fost domeniile pe care le-ar vedea prioritare pentru România. Nu știu cum se vede acolo sus, la nivelul autorităților, ceea ce se întâmplă în teren, ceea ce se întâmplă în țară, în micile localități, în mediul rural. Dar ceea ce văd eu este un progres, așa, de la an la an se mai întâmplă câte ceva, mai apare câte un șantier, se mai construiește un colț de autostradă, se mai ridică câte un pod, dar galopăm în reluare. Am putea merge într-un ritm mult, mult mai alert, dar nu o facem. Nu o facem pentru că unii sunt cu frâna trasă. Atunci când oamenii care trag sunt învățați să tragă zi de zi, duc căruța asta mai departe pe umerii lor,
sunt alții care undeva în spate efectiv trag frâna sau o țin pe loc. De ce? Pentru că nu au viziune, pentru că sunt răi, pentru că sunt proști, pentru că în lipsa educației toate atitudinile astea negative sunt atât de bine reflectate în societate cum nu vă dați seama. Din păcate, România stă în umbră față de alte state pentru că noi oamenii nu vrem să o ducem mai departe, pentru că suntem mânați de o gândire retrogradă. Nu vrem să ne asociem. Ne se pare că a munci alături de altul e înjositor sau tot timpul ne punem în competiție cu alții și dacă cumva noi suntem pe locul 2, ne frustrează chestia asta. O mentalitate și niște probleme pe care noi ni le generăm singuri. Cred că națiunea asta ar trebui dusă la psiholog. Dacă mă întrebați pe mine, sunt foarte mulți oameni cu probleme, cu probleme aici, pentru că nu reușesc să vadă partea bună a oamenilor care muncesc, care au reușit și să-i vadă ca pe un model, ca pe un exemplu, să-i urmeze sau măcar să încerce să meargă pe urmele acestor oameni. Nu! La noi, cine face, cine are, cine a reușit, cumva ori a furat, ori ceva nu este în regulă cu el, automat este privit cu invidie, automat este văzut ca un dușman, privit cu colțul ochiului, așa, cumva. Gândiți-vă un pic că ăștia suntem. Uitați-vă în jur, uitați-vă la vecinii voștri, uitați-vă la oamenii care vă înconjoară și o să descoperiți tipologia asta a omului muncitor care este deschis, care este liber, care se simte motivat de oportunitățile pe care le are la dispoziție, chiar și așa într-o Românie ca a noastră, da? Și alții, la polul opus, oamenii care nu au viziune, care se plâng, care așteaptă ajutorul statului și a altora, care nu mișcă nimic pentru că ei văd doar problemele. Din cauza lor, România este în umbră. Mă uit la oamenii ăștia care descarcă orzul. Este o imagine foarte frumoasă, este momentul lor de satisfacție. O să revin și o să vorbesc și despre ferma lor. Haideți să vă povestesc cum a fost în Ilfov. Am început ziua de luni într-o fermă de găini outoare a familiei Marin. O poveste foarte interesantă pentru că Marius Marin este inginer agronom, dar nu a profesat niciodată. A lucrat împreună cu tatălui în comerț o lungă perioadă de timp și abia acum 2 ani s-a avântat în zootehnie, mai precis în creșterea găinilor outoare. Practic, el crește cam 800 de găini în fiecare ciclu de producție, reușește să scoată cam 600-700 de ouă pe ciclu de producție. Încearcă să valorifice cum poate, nu a reușit să intre în supermarket, e oricum foarte complicat la o cantitate atât de mică, dar și-a făcut clientela lui pentru că o să vedeți și în cadrul emisiunii, s-a asociat cu alți producători și pe o pagină de Facebook reușesc să-și valorifice parte din producție. Cam 30% pentru că restul mai vinde prin restaurante, prin micile magazine locale. O afacere de familie care, zic eu, că ar putea fi multiplicată, nu necesită foarte mari investiții, poate fi făcută într-o gospodărie cu 3.000-5.000 de metri pătrați. Cred că ar putea fi o sursă de venit suplimentară pentru familiile soț, soție și socri.
marți l-am cunoscut pe domnul Adrian Popescu. Povestea lui este și povestea brandului Livada, familia Popescu. O livadă extraordinar de frumoasă, adică în standardele zilelor noastre, o livadă modernă cu plasă antigrindină, cu tot ce trebuie. Mare parte din suprafață este acoperită de cireș, soiuri foarte productive, cele foarte cunoscute la momentul acesta. Au ceva prunci și meri, dar în proporții foarte mici față de cireș. La momentul vizitei mele am prins practic ultimele cireșe adunate din pom. Este un an de excepție pentru cireș în livada familiei Popescu. Cred că voi mânca o săptămână de acum încolo din cireșele pe care le-am primit, le-am pus la frigider și stau foarte bine. M-am bucurat de imaginea acestor fructe absolut perfecte și mă bucur să aud că cireșele ajung în supermarket la un preț rezonabil, 35 de lei pe kilogram. Niște fructe deosebit de gustoase, de dulci, fără cusuri. Rămânem în zona horticulturii și o să vă spun că am ajuns la familia David, producător de tomate. Ei au rămas pe nișa asta producției de tomate și o fac foarte bine. Au 3 cicluri de producție pe an. Acum, la momentul vizitei mele, am surprins finalul culesului la primul ciclu de producție. Urmează zilele acestea să planteze următorul ciclu, care va ieși pe piață în august. Ce vreau să vă spun despre familia asta? E bine, aici oamenii erau destul de dezamăgiți și își pun problema că la un moment dat vor renunța. George David deja a primit propuneri să muncească în Spania, în agricultură, și se gândea el că ar duce-o foarte bine cu un salariu de 2500 de euro pe lună, fără să mai facă efortul pe care îl face pentru a aduce pe piața românească tomate, cum face acum. În afacerea lor lucrează el, George, Monica, soția și tatălui Ion. 3 membri ai familiei țin afacerea asta cu toate lucrările pe care le-au de făcut din greu și nu întotdeauna reușesc să iasă pe piață la un preț mulțumitor care să le acopere costurile de înființare a culturii. Aici este buba, aici este problema în agricultură, că oamenii ăștia nu sunt mulțumiți de prețurile pe care le primesc, pentru că nu reușesc să-și acopere costurile de înființare și de producție. Pe de altă parte, trebuie să rămână în piață, trebuie să fie competitiv și o luptă, așa cumva, la limita supraviețuirii. Adică dacă reușesc să câștige la început de sezon ceva, apoi pe măsură ce ies și ceilalți producători în piață, competiția este mare, prețul scade și deja ajung să nu mai fie pe plus și ajungi la final de an să te întrebi oare a meritat tot efortul ca un an de zile, poate să dormi acolo lângă legumele pe care le ai, să le încălzești în primăvară și în final să obții 2 lei pe kilogram. E o dezamăgire, cel puțin la legumicultori. Mulți, să știți, o să vedeți povești în sezonul acesta, trec de la legumicultură la cultură mare. S-au săturat de munca asta migăloasă în legumicultură pe bani puțini și atunci preferă să se mecanizeze, să facă cultură mare, se vinde toată producția la trader. Totul e mai impersonal așa la nivel de producție, nu mai ai conexiunea directă cu consumatorul final, nu te mai înjură nimeni, nu te mai boscorodește nimeni și cu asta basta. La Buftea am găsit o afacere foarte interesantă și cred că vor deveni o sursă de aprovizionare și pentru mine. Este vorba de o fabrică de procesare carne, o fabrică de mezeluri, la Mircea Măcelarul se numește. Vă spun și vouă, dacă sunteți din București, poate că e important să știți că puteți avea
niște surse alternative de hrană, dincolo de supermarketuri, unde probabil că ajungeți fiecare săptămână. Ei bine, e o afacere de tradiție, de 29 de ani se crește acest brand la Mircea Măcelaru. Taie gustos este sloganul lor, mi-a plăcut treaba asta. Au 7 magazine în București, dacă intrați pe site-ul lor o să le aflați. Mircea Măcelaru a început cu carmangerii acum 29 de ani și iată a ajuns astăzi să aibă 7 magazine de desfacere, o fabrică de procesare carne, în care, atenție, se procesează doar carne românească și țin foarte mult la treaba asta, cât s-o putea de mult vor face procesare doar pe materie primă din România. Și apoi, de curând, adică acum 2 luni, au deschis un restaurant chiar la poarta fabricii. Cum spunea Eduard Pavel, care este partener în acest business, administrator, dar și inginer în industria alimentară, că de când și-au deschis restaurantul, au mare de vară în weekend și reușesc să vândă, să facă treabă foarte bună. Un lucru extraordinar, mai ales că dezvoltă comunitatea locală, se duce vestea unui brand românesc care chiar valorifică materie primă din România. În județul Ilfov, mai puține ferme de cultură mare, am vizitat doar 3 ferme de cultură mare. Danjigău este unul dintre fermierii cu 1400 de hectare. Dan a terminat Politehnica, șef de promoție, acum face facultatea de agronomie, este anul 2 și mergând cu tractorul lui, un tractor de 400 de cai putere, am tot povestit despre afacerea pe care a preluat-o de la tatălui, pe care o duce mai departe și văd că o duce cu mână foarte. M-a dus să-i văd culturile, grâul din păcate nu își încheie evoluția prea bine, nu va avea o producție mulțumitoare, spunea Dan. În schimb, arată foarte bine floarea soarelui, dar este prematur să vorbim despre o producție bună. Este doar o floare la momentul acesta, dar sperăm să vină precipitații și să se dezvolte frumos, ca el măcar la porumb și floarea soarelui să recupereze ceva. O altă fermă de cultură mare a fost la Cosmin Iancu, care mi-a plăcut foarte mult, este doctorant la Facultatea de Agricultură și în cazul lui afacere de familie. Spuneam despre Cosmin că mi-a plăcut pentru că este pasionat și nu doar atât, un foarte bun orator. L-am ascultat vorbind despre piața cerealelor, despre activitatea lui, despre fermieri. Cosmin Iancu de la Grădiștea are 1100 de hectare. La momentul acesta culturile arată bine, am mers și am văzut un grâu foarte frumos, am văzut o rapiță care promite peste 4500 de kilograme, ceea ce este fantastic. Ar putea fi un an mulțumitor din punct de vedere al producțiilor, însă prețurile au scăzut și în raport cu cheltuielile care s-au făcut pentru înființarea culturilor, nu dau o perspectivă foarte bună fermierilor. Asta e. Asta este balansul, asta este dansul pe care fermierii vor fi nevoiți să-l facă anul acesta, pur și simplu, cât să se strecoare prin piață și să răzbească. Mulți dintre ei vor reuși, vor merge mai departe și o să putem sta de vorbă cu ei și la anul, dar mulți își pun problema că vor renunța, adică sunt la limita puterilor. L-am avut ieri alături de mine și pe Sebastian Record de la Gaiago România. Știți bine, cu el am vorbit mereu despre calitatea solului, despre cum putem îmbunătăți activitatea microbiană din sol, cum putem readuce la viață fungii și bacteriile benefice.
răspunzătoare de dezvoltarea armonioasă a plantelor, de producție și așa mai departe. Spune el, solul înainte de toate și ar trebui să țineți cont de treaba asta, este capitalul fermierilor și în el ar trebui să investiți an de an, să țineți cont acolo unde se poate, să mergeți pe lucrări minime, să nu mai distrugeți structura solului, să nu mai compactați solul, pentru că agricultura asta intensivă, clasică, n-a făcut altceva decât să creeze niște limite de producție din cauza faptului că solul își pierde din valoarea nutritivă. Să țineți cont întotdeauna de calitatea solului, faceți analize, vedeți ce aveți în sol, țineți cont și de activitatea microbiană, de universul microindivizilor care există în acest sol. Mulțumită lui Sebastian am învățat și eu anul acesta că fungii, spre exemplu, au un rol fantastic. Ei sunt un liant, dacă vreți, transportatorii, cei care duc elementele nutritive către rădăcinuțele plantelor și le ajută să aibă o dezvoltare normală, armonioasă. Sper să urmăriți cu plăcere toate emisiunile pe care le-am făcut cu Sebastian, pentru că venim cu o altă viziune legată de agricultura conservativă, regenerativă. Astăzi am fost în ferma fraților Radu, am stat de vorbă cu Daniel și cu Viorel Radu. Cei doi frați au și ei o poveste interesantă, constructori de meserie, s-au apucat de agricultură în urmă cu câțiva ani și o fac foarte bine. Au preluat o fermă în urma decesului unui fermier de aici din zonă, de la Gruiu, și au preluat 50 de hectare, apoi 300, încă 100, încă 200 și au ajuns astăzi la 1300 de hectare. Le lucrează cu utilaje moderne de ultimă generație, au trecut pe minimum de lucrări, încearcă să conserve apa pe cât posibil, pentru că nu irigă și nici nu au posibilitatea de a iriga, pentru că infrastructura este distrusă în această zonă. Aproape au terminat recoltatul la ors și au înregistrat o medie de 6500 de kg la hectar. Stau bine, sunt mulțumiți. La rapiță, producțiile speră ei să atingă 3000 de kg la hectar și dacă se va întâmpla chestia asta, spuneau că sunt foarte mulțumiți, este bine. Porumbul arată excelent la momentul acesta, dar este iarbă, atenție, nu vorbim de producție, nici nu se poate face un pronostic, însă se bucură de evoluția lui, că arată binișor, adică 1,90 la momentul ăsta, un pic întârziat față de anii trecuți, când deja era înflorit, era mătăsit. Da, ăsta este anul agricol, puțin întârziat. O afacere frumoasă și aici la Gruiu, o afacere care nu are alte componente, adică nu vorbim de procesare, nu vorbim de capacitate de depozitare foarte mare. Există o magazie aici în spate unde ei mai aduc producția, dar în principiu cam vând ceea ce recoltează, cât să obțină cash și să o ia de la capăt. În final, ce vreau să vă spun? Dacă aveți de gând să investiți în afaceri, în agricultură, trebuie să o faceți cu cap. Informați-vă foarte bine. Mergeți în ferme din sectorul în care vreți să investiți. Dacă e vorba de pomicultură, dacă e vorba de horticultură, cultură mare, indiferent ce ar fi, mergeți și stați de vorbă cu alți fermieri, vedeți cum fac ei, cereți informații, este vitală, absolut vitală informația la momentul acesta. Și încercați să găsiți soluții de optimizare a costurilor. Zilele trecute, pentru că eram în Ilfov și am luat masa într-un restaurant din București, am avut șansa să cunosc pe cineva din Israel și îmi spuneam că el se ocupă de optimizarea fermelor în lume.
lume și în alte state, nu doar în Israel. Merge în ferme, observă cum se face activitatea acolo, în ce s-a investit și poate veni cu niște soluții de optimizare. Adică dacă voi aveți o fermă zootehnică și ați făcut un graj, el poate analiza inclusiv structura grajdului și toate componentele care contribuie cumva la buna desfășurare a activității. Și îmi dădea un exemplu pentru că s-a uitat la una dintre emisiuni și mi-a spus, dar de ce există atât de multă bară de fier aici în ferma aceasta zootehnică? Era suficient să fie două bare acolo unde este frontul de furajare? De ce s-a apelat la atât de mult fier? N-am știut să-i răspund, asta a fost alegerea fermierului, i-am spus. El mi-a explicat că se pot optimiza costurile și că trebuie să fim atenți că întotdeauna există alternative. Luați-vă deciziile înțelept. Închei aici pentru că deja materialul este foarte lung, am obosit și eu. Îmi iau la revedere de la voi, sper din suflet să urmăriți cu plăcere emisiunile România Văzută din Tractor. Promit să dau drumul emisiunilor din septembrie și să le urc pe canalul de YouTube România Văzută din Tractor, pe pagina de Facebook România Văzută din Tractor. Ne puteți urmări în continuare pentru că o să încerc să mai dau câteva materiale chiar și înainte de septembrie. Și aștept impresiile voastre, păreri, opinii, ce vreți voi să ne comunicați, sunt aici. Le aștept și le îmbrățișez cu drag. Vă pup! Pe data viitoare! Extraordinar! Niciodată nu te aștepți să fii atât de bine cu tractorul, într-o prezență atât de frumoasă.